Pot să spun că e greu să vorbești despre cărțile prietenilor, pentru că le simți extrem de aproape. Dar o să încerc un act de detașare. Marius Daniel Popescu, așa cum a spus-o gazda noastră, nu s-a săturat de banalitate, nu consideră nimic banal, face de fapt din toate un eveniment literar. Culorile rândunicii este cartea unui autor care a fost, pentru că tot vorbeați despre volume de poezie lansate aici, a scris poezie, s-a format sub oblăduirea lui Alexandru Mușină și se vede ceva din scrisul său, din fervoarea poetică, din felul de a vedea lumea al unui poet. Aș zice nu neapărat al unui prozator, că eu sunt prozator. Da, ceva din felul de a vedea și de a decupa realitatea unui poet. Această carte, scrisă de un om care debordează de vitalitate, de energie, care este de o rară generozitate pe care o risipește peste tot în jurul său, infuzând viață. Această carte începe cu descrierea mai multor morți. Morți persoane, moartea mamei, dacă în Sinfonia Lupului am avut ziua în care a murit tatăl, aici avem descrierea mamei luată de la morgă. Nașterea și moartea, moarte și naștere în două luni diferite. Copilăria în două lumi diferite, lumea de aici, lumea comunistă, lumea post-comunistă de după 90, Revoluția, prezentată contrapunctic cu lumea din Elveția. Una dintre teme este tema libertății, este ea posibilă? O spune nou un om cu experiență, unul dintre puținii oameni pe care chiar aș putea spune că este un om liber. Este, deci, această libertate posibilă? Poate că doar în literatură, sau literatura este spațiul libertății, al combinației absolute, care se opune ideii de arbitrariu, deși este descrisă lumea copilăriei cu pedepsele ei de la școală, cu jocurile copilăriei, lumea din Elveția, mai prosperă cu siguranță, dar care pune totul în niște pătrățele colorate, frumoase, tot ce-i drept. Este o lume mai liberă sau libertatea pe care și-o ia este cel care scrie și care poate să combine literele, cuvintele, într-o libertate deplină. Toată admirația pentru ceva ce mulți mari poeți, scriitori n-au reușit să facă, să scrie într-o limbă care nu este limba sa nativă. Să scrie ca și când ar fi limba nativă care pornește de la el. A devenit un prestigios autor de literatură franceză și combină cu aceeași maestrie inscripțiile publicitare în franceză, în germană, în română. Lumea săracă de aici, săracă material, săracă cu duhul care se înghesuie, se calcă în picioare pentru sticlă de ulei în plus. O lume a unei materialități, unei prosperități, dar cu regulile ei pe care trebuie să le respecti. Ce marjă de libertate poți lua în continuare aici? Evocarea în același timp ludic și al combinațiilor libere a prietenilor care... Că o spirit planează.